Pacea Domnului! Spunem un călduros bun venit atât celor prezenți în sala de cult, cât și audienței online. Aduc mulțumiri lui Emanuel, fiul meu, care postează aceste prezentări pe rețelele de socializare, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Vimeo și, desigur, pe website-ul Bisericii Romanian Heralds. Acesta este un mod de slujire pentru românii aflați oriunde, care caută împlinirea nevoilor lor spirituale. Am primit deja feedback, un răspuns bun de la vizitatorii online. Sunt persoane care ascultă aceste prezentări și nu doar un click. Îi asigurăm pe vizitatorii online că ne rugăm pentru ei, că întâlnirea cu persoana Mântuitorului să aducă schimbări în viețile lor ca și în viețile noastre. Și El să ne ajute să facem lucrul acesta. Amin. Vanitatea pe foc. Girolamo Savonarola a fost un călugăr și predicator italian, dominican, activ în perioada Renașterii. A fost cunoscut pentru apelurile sale la redeșteptare și pentru că a denunțat corupția clericală și exploatarea celor săraci. În ziua de 7 februarie 1497 a avut loc focul vanități în Florența, Italia. Susținătorii lui Savonarola, la ordinul lui, au ars mii de obiecte considerate a fi asociate cu vanitatea, ispita și păcatul, și cum ar fi cosmeticile, oglinzile, cărțile și obiectele de artă. Un an mai târziu, autoritățile bisericești și civile l-au condamnat, spânzurat și ars pe Savonarola în piața principală din Florența. Savonarola a dus la extrem cuvintele Domnului Iisus din Predica de pe munte, din Matei, capitolul 5, versetul 19, care spune așa: dacă, deci, ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l de la tine, căci este spre folosul tău să piară unul din mădularele tale, să nu-ți fie aruncat tot trupul în ghenă. Dacă luăm aceste cuvinte ale Mântuitorului în mod literal, atunci pierdem de fapt mesajul. Întreaga predică de pe munte este o lecție care merge dincolo de suprafață. Mesajul se focalizează pe starea inimii mai degrabă decât pe blamarea comportamentului datorat tentațiilor exterioare. Focul de vanități a făcut un mare spectacol prin arderea obiectelor, dar este puțin probabil că inimile celor implicați au fost schimbate cu ocazia aceea. Doar Dumnezeu poate schimba inima. Psalmistul s-a rugat în Psalmul, capitolul 51, versetul 10: zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Inima este ceea ce contează. De aceea să supunem vanitățile vieții noastre focului purificator al Duhului Sfânt. În societatea de astăzi, performanțele, realizările personale pot deveni un idol. Evident că nu este nimic greșit cu aceste performanțe. De fapt, ele pot deveni acte de închinare care să-L glorifice pe Dumnezeu. Dar când viața ta se concentrează doar pe performanță, atunci poți să te afli în situația în care nu mai este loc și pentru Dumnezeu. Mântuitorul a fost o mare personalitate de succes. El a avut nevoie doar de câțiva ani de lucrare, 3 ani și jumătate, pentru a întoarce lumea cu susul în jos. A realizat mai mult decât oricine altcineva în istorie.
Însă, Domnul Iisus nu a fost preocupat de lucrurile de făcut într-o zi și nu a fost sclavul unui orar. El a spus simplu că ceea ce face este ceea ce Tatăl dorește ca El să facă. Mântuitorul și-a luat timp regulat pentru a se ruga și pentru a avea comuniune cu Tatăl. Într-o zi, ucenicii au gândit că El, fiind așa de ocupat, nu are timp pentru copii. Dar El a spus, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerului este ca una a celor ca ei. În Luca, capitolul 10, Domnul Hristos mai avea doar 6 luni de trăit pe pământ. El știa cât timp îi mai rămăsese și ce îl așteaptă. Chiar dacă El avea multe de făcut și doar puțin timp la îndemână, este surprinzător că își ia timp să se oprească și să viziteze niște buni prieteni. Cine erau aceștia? Marta, Maria și Lazar. Marta și-a deschis casa pentru El și, iată, 2 surori, alergând frenetic să termine pregătirile pentru o masă vrednică de Mântuitorul și alta stând la picioarele Lui, ascultându-L. Luca, capitolul 10, versetele 40-42, spune: Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la El și i-a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Dar să mă ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorești și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună care nu i se va lua. Multe lucruri se pot spune din aceste versete, însă dacă te uiți la ele prin prisma idolatriei, tragi 2 concluzii. Prima, Marta era distrasă cu lucruri. Maria, al doilea lucru, Maria a ales să urmeze pe Domnul. Idolul realizărilor te distrage în a-L urma pe Mântuitorul prin multele lucruri care trebuie să fie făcute. Cât de adesea avem bunele intenții de a petrece timp mult cu Dumnezeu pentru a descoperi la sfârșitul zilei că aceasta este lucrul pe care nu l-am făcut. Sunt câteva motive pentru care idolul realizărilor câștigă atât de des bătălia pentru inimile noastre. Zeul acesta oferă o metodă de cuantificare, de măsură. Zeul acesta, pentru mulți, este mai ușor să dedici timp pentru ceva tangibil. Ne place să vedem ce am realizat. Pot să văd cum casa a fost curățată, iarba tăiată, contractul finalizat, cumpărăturile făcute, dar când petrec timp cu Domnul, nu văd rezultatele imediate. Când zugrăvesc o cameră, schimbarea e vizibilă. Dar când petrec timp în rugăciune, nu este niciun semn vizibil că am realizat ceva. Să ne amintim un lucru. When we work, we work. When we pray, God works. Când lucrăm, noi lucrăm. Când ne rugăm, Domnul lucrează. Marta era distrasă cu pregătirile. Aceasta este tirania urgenței. Este lista lucrurilor care trebuie făcute chiar acum. Să observăm că ceea ce face Marta nu este rău sau păcătos. De fapt, ceea ce făcea era bun, pentru că îl făcea pentru Domnul. Însă Mântuitorul spune că ceea ce a ales Maria era mai bun. Ceea ce facem noi poate fi bun, dar acel bun este rău când există ceva mai bun. Să reținem că idolii se luptă pentru inimile noastre. De regulă nu ne ademenesc că facem ceea ce este evident rău sau păcătos. Problema cu idolul se rezumă la un cuvânt,
alegerea. Am auzit aceasta de la Iosua, care spune în capitolul 24 cu versetul 15. Alegeți astăzi cui vrei să slujiți, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Am auzit aceasta de la Ilie, 1 Împărăți, capitolul 18, versetul 21. Până când vreți să șchiopătați de amândouă picioarele? Dacă Domnul este Dumnezeu, mergeți după El. Dar dacă este Baal, mergeți după Baal. Și auzim aceasta de la Mântuitorul. El a lăudat-o pe Maria pentru alegerea care a făcut-o. Marta demonstrează o altă caracteristică a celui care se luptă cu idolul performanței. Ea se compară cu celălalt, în cazul acesta cu Maria, și ține scorul. Marta arată că ea a făcut mai mult decât Maria. Cei care realizează mult privesc aproape totul ca o competiție. Sunt două simptome care indică faptul că zeul performanței a câștigat ceva teren în viața ta. Primul, o frustrare constantă cu oamenii din jurul tău care nu și-au făcut partea la fel de mult ca tine. Vedem la Marta, care este frustrată de Maria, că nu este o colaboratoare așa de bună. Această frustrare cu ceilalți care nu-și fac partea lor se transformă în criticism. Marta este criticată și este critică la adresa, Marta este critică la adresa lipsei de productivitate a Mariei. Al doilea simptom este un sentiment constant de nemulțumire cu tine că nu ai realizat ceea ce ai sperat. Un profesor de la Universitatea Harvard a interviewat 500 de profesioniști de înaltă clasă. Mai mult de 400 dintre ei au adus în discuție numele altcuiva care a avut un mai mare succes decât ei. Și aceasta nu din modestie. Prin compararea cu alții, ei se simțeau mizerabili pentru că nu au realizat destul. Când te închin zeului performanței, atunci a realizat ceva bine, devine mai important decât orice sau oricine altcineva. Psalmul 46 cu 10 spune: opriți-vă și să știți că eu sunt Dumnezeu. Este greu să te închini zeului performanțelor și să fii liniștit în același timp și să te închini lui Dumnezeu. Dacă ți este greu să fii liniștit, atunci este ceva greșit cu tine. Restul versetului spune: eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Când încetinim alergarea vieții destul de mult pentru a ști că Domnul stăpânește, atunci ne amintim de suveranitatea Lui. Poate că sunt mulți care seamănă cu Marta, pentru că noi facem parte dintr-o cultură care ne distrage sistematic. Suntem generația ADD, Attention Deficit Disorder. Este un sindrom de hiperactivitate cu deficit de atenție. Nu este o boală în sine, ci o sumă de simptome caracterizate prin imposibilitatea de a te concentra asupra unui subiect sau acțiuni. Suntem totdeauna în mișcare, întotdeauna gata să facem ceva. Telefoanele sună într-una. Marta îl avea pe Mântuitorul. Chiar acolo, în prezența ei. Dar să ne imaginăm că mai târziu, când ea ar fi avut nepoți, aceștia ar fi întrebat-o: cum a fost să-l ai pe Mântuitorul în casa ta? Cred că a fost extraordinar. Ce a spus el? Cum te-ai simțit în prezența lui? Iar Marta ar fi răspuns ceva de genul: oh, ca să fiu sincer, eram ocupată să găsesc setul de farfurii de porțelan chinezesc. A fost în familia noastră pentru un timp mai lung și am avut o masă împreună, dar nu prea am auzit ce a spus.
Am prins doar câteva frânturi de discuție când intram prin cameră. Întrebați mai bine pe mătușa Maria. De câte ori și noi nu am fost distrași sau chiar am pierdut un moment divin? De câte ori o fi vrut Domnul să ne spună ceva, dar noi am fost prea ocupați să-L auzim? Motoul Mariei era: lucrează din greu, nu fi... Motoul Martei: lucrează din greu, nu fi ca Maria. Sunt atâtea de lucruri de făcut, cine să le facă? Se pune întrebarea, cât de importante erau acele lucruri pentru Marta, după ce prietenul ei, Mântuitorul, a fost crucificat, a înviat și s-a înălțat la cer? Oare cât n-ar fi dat ea atunci pentru doar câteva momente de a sta la picioarele lui? Maria și-a ales partea cea bună. Această alegere o poți face în fiecare zi, când alegi să ai comuniune cu Domnul. Dar o faci doar când, dacă El este mai important decât tot ce ai tu de făcut în programul zilei. Lucrând din greu și atingând ținte sunt o parte din ceea ce vrei să faci, prin care să-L lauzi pe Domnul. Dar ele nu sunt viața. Ele nu sunt nici măcar o unitate de măsură pentru ceea ce valorează în viață. Când ne dăm sufletul pentru ele, atunci ele devin un zeu fals. Un mănânc de insigne, de merit, topite într-un vițel de aur. Exodul capitolul 32, versetul 1 spune: poporul i-a zis lui Aaron, haide, fă-ne un Dumnezeu care să meargă înaintea noastră. Aceasta este ceea ce vrem ca performanțele să facă pentru noi. Să ne paveze calea pe care să mergem în viață. Când Aaron a făcut vițelul de aur, i-au zis, Israel, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Versetul 4. E absurd, nu-i așa? Cum poți să dea cinste la ceva făcut acum de mână omenească pentru ceea ce s-a întâmplat în trecut? Dar aceasta este iluzia performanței. Începem să credem că ceea ce am făcut este mai mult decât atât. Ce am realizat începe să definească cine suntem. Noi suntem, deci, realizările noastre. Când întâlnești pe cineva, se întâmplă ca persoana să se prezinte astfel. Oh, mă numesc Tom, sunt inginer. Mă numesc Maria, sunt profesoară. Serviciile noastre devin aproape de nedespărțit de numele noastre. De parcă ar fi nume și prenume. Cântăreața Sheila Walsh a lucrat și ca prezentatoare a postului de televiziune Clubul 700. Ea a avut o criză emoțională în 1992 în mijlocul unui mare succes. Într-o dimineață se afla în fața camerei de luat vederi, ca mai târziu seara să se găsească la un spital psihiatric. Doctorul a întrebat-o, cine ești tu? Ea a răspuns, sunt prezentatoarea de la postul Clubul 700. Doctorul i-a spus că nu aceasta dorea să afle. Psihiatrul a continuat. Însă ea s-a identificat ca prezentator și cântăreață. Dar cine ești tu? A întrebat-o psihiatrul. Ea a oftat și a răspuns, n-am nicio idee. Iar medicul a spus, de asta ești aici. Și el a scris mai târziu, m-am măsurat pe mine însumi cu ceilalți oameni care gândeau despre mine. Și aceasta aproape că m-a distrus. Înainte de a merge la spital, câțiva din colegii ei de la Clubul 700 i-au spus, nu te duce la spital, niciodată nu vei putea să redobândești dreptul de a fi din nou la TV. S-a terminat cu cariera ta dacă oamenii vor afla că ai fost într-o instituție de boli psihice și ai luat medicamente. Pentru ea, aceasta nu i s-a părut prea mult, pentru că deja părea că pierduse totul. Și câteodată, aceasta avem nevoie pentru a ne conecta cu Dumnezeu. Idolii trebuie puși pe foc, iar aceasta poate fi foarte dureros.
trebuie să aruncăm o mulțime de gunoaie de care suntem atașați în viață, înainte de a avea ceea ce contează cu adevărat. Muzica a fost întotdeauna importantă pentru Sheila. Și nu este surprinzător că Dumnezeu a ajuns la inima ei printr-un verset a unui imn creștin. Când era pe punctul cel mai de jos al crizei ei, a găsit o biserică micuță pe străzile orașului Washington. A intrat acolo pentru a se închina și a se reconecta cu Dumnezeu. Și-a adus aminte de versurile unui imn vechi, neputând să aduc nimic lângă crucea ta aspic. Dumnezeu nu dorește rezumeurile noastre. El ne vrea pe noi. E nevoie de credință să renunțăm la toate gunoaiele de care suntem agățați și să ne atașăm de crucea lui Hristos. Realizările sunt lucruri bune până devin idolii noștri. Ele pot să ajute să facem o lume mai bună, dar în final nu ne putem pune încrederea în ele pentru că ele sunt trecătoare ca orice altceva în viața aceasta. De aceea Pavel a scris în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 18, pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd, ci la cele care nu se văd, căci lucrurile care se văd sunt trecătoare, pe când cele ce nu se văd sunt veșnice. Mai mulți bătrâni de peste 90 de ani au fost întrebați, dacă ar fi să iei viața de la început, ce ai face diferit? Răspunsurile care au dominat au fost. Primul, dacă aș putea lua viața de la început, atunci aș reflecta mai mult. Al doilea, aș risca mai mult. Și al treilea, aș face lucruri care să dureze după ce eu nu aș mai fi. Cu experiența lor de viață, ei ne spun de fapt, aș fi vrut să încetinesc puțin, să risc mai mult și să mă investesc în acele lucruri sau în acele realizări care ruginesc și să merg spre cele eterne. Charles Colson, numele scurt Chuck, s-a născut în 1931, în timpul Marii Recesiuni, care a durat 10 ani, 1929-1939. Recesiunea a început după prăbușirea bursei de stocuri din octombrie 1929, care a cauzat panică pe Wall Street. Faimoasă stradă unde se aflau casele de brokeraj, băncile și clădirile de la New York Stock Exchange. Milioane de investitori au fost ruinați. Recesiunea pe care am trăit-o și noi din 2008 s-a încheiat în 2010 și a început în același fel. Tatălui Chuck l-a învățat să aprecieze valoarea muncii din greu și a fiecărui dolar câștigat. Chuck a terminat dreptul cu diploma de onoare și s-a înrolat în Marina Americană. A obținut rangul de capitan și un post de vârf în Departamentul de Navigație. Dar pasiunea lui era politica. El a învățat că politica este ceva despre cât de departe este gata să mergi ca să câștigi. La vârsta 37 de ani a ajuns la Casa Albă. A ajuns consilier special al președintelui Richard Nixon. Chuck nu doar a reușit, ci a excelat. Nu era nimic pe care el nu l-ar fi putut face. Iar acum, fiind mâna dreaptă a președintelui Nixon, se întreba dacă ar fi fost ceva pe care el nu l-ar face. Se spunea despre el că ar fi fost în stare să treacă chiar peste cadavrul bunicii sale. Ajunsese prea departe și s-a bucurat prea puțin. Cine avea timp să se bucure? Munca era sacră. Lucrul nu se termina niciodată. Cei trei copii al lui Chuck creșteau, dar el n-a avut timp niciodată pentru ei. Era dedicat trup și suflet realegerii președintelui Nixon, care îi oferise o poziție în cabinet și orice ar fi dorit în următorul mandat. Avea 41 de ani și își pusese deja amprenta pe istoria Americii. Dar se întreba ce se va întâmpla când va ajunge acolo la vârf, unde nu va putea să meargă mai departe. Era o întrebare care îl frământa și pe care nu o putea ignora. Numele lui Chuck
a devenit de notorietate în scandalul Watergate, cel mai mare scandal politic din istoria Statelor Unite. În 1974, președintele Richard Nixon și-a anunțat demisia după ce presa a dezvăluit implicarea sa în scandalul Watergate, o afacere despre abuzul de putere și hărțuire la cel mai înalt nivel al statului. A fost pentru prima și singura dată în istoria Statelor Unite când președintele țării a părăsit funcția prin demisie. Chuck a fost unul dintre cei 7 acuzați de scandal. A văzut cum toate realizările lui, pentru care a lucrat toată viața, s-au scurs printre degete. Era prins în curentul de indignare națională. În toiul crizei, a întâlnit un prieten vechi, Tom Phillips. Acesta i-a spus: "L-am găsit pe Iisus. Viața mea aparține acum lui." Pentru Chuck, aceasta suna ca ceva nebunesc. Poți să vorbești despre a merge ocazional la biserică, dar să vorbești despre a-L găsi pe Iisus? Chuck era supus a anchetelor de către judecători. Numele lui erau defăimate în presa națională. L-a sunat pe Tom și i-a spus: "Aș vrea să aud mai mult despre acel lucru religios care ți s-a întâmplat ție." S-au întâlnit la Tom acasă. Acesta a luat cartea Doar creștinismul de C.S. Lewis și a citit lui Chuck capitolul care se numește Marele păcat, mândria. Iată câteva pasaje din acest capitol. Există un viciu pe care niciun om din lume nu este liber, pe care toată lumea îl repugnă atunci când îl vede în altcineva și despre care aproape nimeni, cu excepția creștinilor, nu-și imaginează vreodată că este vinovat de așa ceva. Am auzit că oamenii recunosc că sunt impulsivi sau că nu pot să-și păstreze temperanța cu privire la băutură sau să se abține să se uite la femei sau chiar sunt lași. Dar nu cred că am auzit vreodată pe cineva care nu era creștin să se acuze de acest viciu. Viciul despre care vorbesc este mândria și virtutea opusă ei în morala creștină, se numește umilință. Potrivit teologilor creștini, viciul cel mai rău este mândria. Lipsa de castitate, mânia, lăcomia și beția și toate acestea sunt mici în comparație cu acest păcat. Prin mândrie, diavolul a devenit diavol. Mândria duce la orice alt viciu. Și mai este o întrebare teribilă. Cum se poate spune că oamenii care sunt în mod evident mândri pot spune că ei cred în Dumnezeu și se arată foarte religioși? Mi-e teamă că ei se închină la un Dumnezeu imaginar. Nu trebuie să crede că mândria este ceva pe care Dumnezeu îl interzice, deoarece este jignit de ea, sau că umilința este ceva pe care El îl cere, datorită demnității sale. El nu este îngrijorat de demnitatea Lui. Ideea este că El vrea ca să-L cunoști și să te asemeni Lui. Filipeni, capitolul 2, versetele 6 la 8, ne spune despre atitudinea Domnului Hristos. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La încrățișare a fost găsit ca un om, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Capitolul acesta l-a tulburat pe Chuck. El fusese educat să vadă mândria ca pe prințul valorilor. Mândria muncii, a numelui, mândria realizărilor. Dar acum a putut să vadă cum aceasta are și o parte întunecoasă. Mândria te conduce să-ți urmărești propriul tău bine. Ea te face arogant și disprețuitor la adresa altora. Cartea aceasta este despre mine, a gândit Chuck. Acolo am fost eu. Se simțea fără ajutor cu ocazia anchetarilor. Tribunalul putea acuza și nu era nimic mai dureros decât aceasta. Tom a vrut să se roage cu el, dar Chuck nu era gata pentru aceasta. Însă a fost de acord să ia cartea aceea acasă și să o citească. Conducând către casă, a început să strige pentru ajutor la Dumnezeu. Era așa de tulburat încât se temea că o să facă accident.
A parcat mașina pe marginea șoselei și a început să vorbească cu Dumnezeu, ceea ce nu făcuse niciodată până atunci. A avut sentimentul că Dumnezeu îl ascultă. O pace reală i-a alungat anxietatea. Acum putea să-și vadă păcatul, însă destul de straniu era faptul că se simțea eliberat. De acum încolo nu mai era în control. Pusese totul la picioarele Domnului. A citit cartea, a recitit-o, a luat decizia ca de acum înainte viața lui să îi aparțină lui Hristos. A devenit creștin evanghelic. Dar ce să facă cu încurcăturile legate în care se afla? S-a gândit la aceasta și a găsit o acuzație pe care o recunoștea. Ceac a pledat vinovat de obstrucționarea justiției pentru că a încercat să defăimeze acuzațiile făcute de jurnalistul Daniel Ellsberg. A fost trimis pentru 7 luni în închisoarea federală din Alabama pentru acuzațiile legate de Watergate. Nu este surprinzător faptul că presa a aflat despre convertirea lui și l-a luat în deridere până la ridicol. Fără îndoială că totul este un joc, spuneau experții, dar nu conta. Cu toată imaginea distrusă, Chuck știa că este o ființă nouă. Puterea vechilor idoli se spulberase, iar el știa acum care este adevărata sursă de putere. Este ciudat cum un om poate să fie în spatele gratilor și totuși să mai fie liber decât a fost vreodată. Pentru un om superactiv, a merge la închisoare este tot așa de greu de a-l deposeda pe un drogat de drogurile lui. Chuck a trebuit să învețe să facă ceva. De la practicarea dreptului de a ajuns să spele rufele închisorii, a început să scrie și să consilieze pe prizonieri. Era o experiență reconfortantă pentru el să-i ajute pe cei care nu știau să scrie sau să citească. Și a ajuns să-și dea seama că îi place să servească altora. Obiceiul vechi de a lucra din greu nu l-a părăsit. Dar de data aceasta nu mai lucra de dragul avansării personale, ci ca un act de închinare lui Dumnezeu. Din perspectiva umană, el nu mai avea niciun viitor datorită întemnițării și rușinii publice. A fost penultimul din cei închiși pentru Watergate, care a fost eliberat din închisoare. Dar nu avea cum să știe ce îi pregătise Dumnezeu. Că ceea ce era mai bun de acum urma să vină. În cartea sa, Născut din nou, Chuck a scris: m-a urmărit ideea că Dumnezeu m-a pus în închisoare pentru un scop și că ar trebui să fac ceva pentru cei care i-am lăsat în urmă. Când am ieșit din închisoare, i s-a conturat misiunea. Mobilizarea bisericii creștine pentru a sluji prizonierilor. Și a înființat, a fondat Prison Fellowship International, care a devenit cea mai mare organizație creștină non-guvernamentală. Organizația servește nevoile prizonierilor, foștilor deținuți și familiilor lor. Chuck a devenit un avocat principal pentru reforma justiției penale și sfătuia pe tineri: doar opriți-vă și reflectați asupra cine sunteți și a ceea ce faceți. Eu nu am făcut lucrul acesta înainte, eram prea ocupat. Chuck a scris un nou rezume, el a publicat multe cărți și a atins milioane de vieți prin emisiunile de la radio sau simplu prin mărturia vieții sale. Moșteria lui continuă și prin lucrarea organizației Prison Fellowship International, care este răspândit acum în 117 țări. Când a murit în 2012, procesiunea funerală a trecut prin fața complexului Watergate. Nimeni nu a mai citat fraza că el ar fi fost în stare să treacă peste cadavrul bunicii sale. Nu mai era nicio discuție despre politică. În schimb, se vorbea despre un tată iubitor, un bunic răbdător și un apărător al celor slabi, care i-a îmbrățișat pe păcătoși și a vorbit despre adevăr. La mormânt au citat cuvintele unuia din eroii lui Chuck, Abraham Kuyper, teolog și jurnalist care a fost prim-ministru al Olandei în perioada 1901-1905. Iată citatul: nu există niciun centimetru pătrat în toate domeniile existenței noastre umane în care Hristos, care este suveran peste toate, să nu strige: este al meu, îmi aparține. Chuck, care și-a pus vanitatea pe foc, iubea acest citat,
pentru că a înțeles că viața nu este definită de ceea ce a făcut el, ci de cui aparținea. Dacă nu lăsăm ca vanitatea din noi să fie pusă pe foc, atunci riscăm ca focul de la urmă să ardă vanitatea cu noi cu tot. Dacă ești adictiv la performanță, consideră acest mesaj ca un apel de trezire. Oprește-te să reflectezi, să gândești la cine ești și la cine vei fi când toate realizările omenești vor fi spulberate. Acordă atenție cuvintelor Mântuitorului spuse către Marta și la lecțiile pe care Jack Colson a trebuit să le învețe cu greu. Nu alege doar ce este bun, alege doar ceea ce este cel mai bun. Și Domnul Dumnezeu să ne ajute să facem lucrul acesta. Amin.